Bun găsit, bun găsit, vă spun doamnelor și domnilor la noi ediția emisiunii Radar. Este un radar special pentru că e radarul de vinere, ca să spun așa, și o să avem mult mai multe ediții speciale de acum înainte, pentru că sunt foarte multe subiecte pe care trebuie să le abordăm și să le prezentăm, să vi le prezentăm, bineînțeles, în vederea analizării atât de către noastră, dar și de noi, împreună cu invitații pe care avem. Vom vorbi uh, și de această dată despre administrație, despre politică, despre ceea ce se întâmplă în județul Neamț, ceea ce s-a întâmplat și ceea ce ne-am fi dorit foarte mult să se întâmple aici în județul nostru. Vom vorbi foarte multe lucruri despre despre Roman și despre ce se întâmplă la Roman și ce ar trebui să se întâmple și ce urmează să se întâmple în orașul Roman, așadar zic că o emisiune extrem de interesantă pentru că și invitatul este unul pe măsură. Este vorba de, nu, despre domnul deputat Dan Laurențiu Leoreanu, candidatul PNL la primăria Roman. Vă salut, bine ați revenit! Vă mulțumesc pentru invitație, vă salut și salut pe toți cei care ne privesc în acest moment pentru a afla lucruri pe care le aducem cu onestitate, cu responsabilitate și demnitate, corect și drept în fața cetățenilor noștri. Aveți dreptate, sunt multe lucruri pe care cetățenii trebuie să le afle și mă gândeam acum că putem aborda o groază de subiecte și chiar îmi discutam înainte de a intra în emisiune că în ultimii 10 ani acest județ a fost guvernat de stânga, de PSD, așa cum a fost guvernat. Sunt multe lucruri care nu s-au petrecut și nu s-au întâmplat așa cum ne-am fi dorit, nu au fost realizate așa cum ne-am fi dorit cu toții. Mă refer aici la podul de la Luțca, care e vai de capul lui, mă refer aici la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, care vă spun sincer, este vai de mama lui, la propriu și la figurat. Deci nu putem spune că te duci la spitalul din Județean din Piatra Neamț și ai șanse foarte mari să pleci de acolo viu. Sincer, vă spun, nu este o glumă, este o realitate. Sunt probleme foarte mari cu nosocomiale, sunt probleme cu aparatura medicală, sunt probleme cu lipsa cadrelor medicale. Pe, am înțeles că au un, doi medici și un uh, enterolog, dacă din câte am înțeles, gastroenterolog. Așadar, un spital județean de urgență de nivelul celui din Piatra Neamț, un județ cu peste 400.000 de, de locuitori, să ai cel mai mare spital, să ai doar doi medici orele știu zic că este o, orele, este, este, destul de grav. Dar sunt doar câteva aspecte pe care o să le trecem în revistă, însă voiam să vă întreb, că tot am urmăresc postările candidaților la primăria Roman, aveți postările, tot timpul postările noastre încep cu Romanul, orașul meu drag, Romanul meu iubit. Cum de v-ați gândit la, la, varianta asta? De ce deschideți toate, sau postările pe care le aveți, le deschideți cu această expresie? Pentru că așa simt. Pentru că îmi iubesc orașul foarte mult, îmi iubesc pe Romașcani și cred că aceasta am dovedit-o și în timp, prin ceea ce am făcut ca primar și prin ceea ce am făcut și ca parlamentar, prin ceea ce am făcut și prin ceea ce spun. N-am ezitat nicio clipă de la tribuna Parlamentului sau de la emisiunile naționale acolo unde am fost invitat, fie că au fost emisiuni politice fără că au fost și uri fie că au fost uh, tot felul de dezbateri, întotdeauna am simțit nevoia să vorbesc despre orașul meu să-l promovez pentru că eu aici m-am născut. Aici am mers la grădiniță prima dată, aici mi-am făcut școala, aici am făcut liceu, aici m-am îndrăgostit prima dată, aici m-am căsătorit, aici m-am întors după terminarea facultății, aici am început activitatea profesională, aici locuiesc părinții mei, aici locuiesc eu, aici locuiesc copiii mei, aici locuiesc nepoții mei. Sunt legat umbilical de acest oraș și sigur că îmi pasă foarte mult de ce se întâmplă cu el. Iar experiența mea în administrația locală, ca fost primar, administrația, experiența mea în administrația centrală ca actual parlamentar și domnul Daniel fără falsă modestie, vreau să vă spun că eu când am plecat parlamentar am plecat cu ideea să nu fiu unul din cei mulți care asigură prezența. Eu mi-am dorit să fiu unul din cei puțini care sunt la decizie în Parlament. Și pe rând am fost vice-liderul grupului parlamentar, apoi chestorul Camerii Deputaților, apoi am fost vicepreședintele Camerii Deputaților, adică unul din primii 10 oameni ai statului român. Actualmente sunt președinte Comisiei de Apărare Ordinii Public și Siguranță Națională din Parlament într-un context dificil, complex, pe care căutăm să-l gestionăm. exact, cu ceea, tot ce avem în jur. Deci am fost unul din oamenii implicați, un, oamenii care am căutat întotdeauna să vin cu soluții și în același timp de acolo să-mi ajut și orașul. De aceea la fiecare legea bugetului am venit cu un amendament. Anul acesta am adus 10 miliarde de lei pentru lucrare pe Bulevardul Smirodava și lucrările au început acum cu acești bani pe care eu i-am adus de la București. La următoarea rectificare voi mai veni cu niște bani pentru a-mi ajuta orașul. Anul trecut am avut o sincopă, pentru care regret și acum, pentru că tot așa m-au rugat niște romașcani care au rude în comunele de peste Siret, adică în Sagna, în Doljești, în Bâra, în Boghicea, în Stănița. Ei sunt romașcani, au părinți, sau frați, uh -huh. sau surori. Ocoleș 20 de kilometri pentru a merge în acele locuri, pentru că avem podul prăbușit de la Luțca și m-au rugat să-i sprijin și atunci am alocat acei bani Consiliul Județean, dar m-a frit mâna când am semnat acel amendament, pentru că eu trebuia și voiam să-i aduc la Roman, dar tot pentru Roman să zic că i-am adus și cu banii aceia s-au scos ruinile din groapă și a început proiectarea pentru acel pod. Deci inițiativa v-a aparținut. Inițiativa mi-a aparținut, am făcut amen, acel amendament, banii au venit la Consiliul Județean deja, au fost puși în practică și Consiliul Județean are decât să se ocupe mai departe că e problema pe care o au în curtea lor. Voi vegea, voi atrage atenția de fiecare dată, dar ați spus dumneavoastră că de 10 ani se află PSD-ul la conducerea acestui județ și aveți dreptate. Domnule, eu spun așa, un lider, fie el că e politic, fie că e instituțional, administrativ, o formațiune care conduce un județ sau un municipiu sau o localitate nu poate să rezolve toate problemele într-un mandat sau în două. Nu are cum să le rezolve pe toate. Dar aici s-a dat dovadă, dincolo de faptul că a reieșit o incompetență crasă, o irresponsabilitate totală, că sunt și păguboși și ghionioniști. Și vă dau câteva exemple. Potul de la Lutska, după ce se reabilitează cu 1 milion jumătate de euro, se prăbușește imediat. Și e nevoie acum să se mai investească prin proiectări și construcții circa 10 milioane de euro. Deci vom avea cel mai scump pot, cred că, din Europa. Din, 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 din Europa. Europa. Dacă nu cumva din Europa. Da. Pentru că e un pot care a fost făcut, -a, l a laudă și acum caută să construiesc altul. Cheltuiala e dublă. Cel puțin dublă. Da cu scos ruinii, cu... cu... scos, cu mediu, cu tot ce înseamnă, cu poluarea apei și așa mai departe. O chestie complicată. Mergem mai departe. Cine gestionează apa PSD-ul. Ce a depus apa Serv Un proiect pe POIM. Acel proiect de 311 milioane de euro. Un proiect făcut prost, dar și a dovedit o incompetență crasă. De ce? Ca să dau și argumente. Domnule, ei acel proiect i-au dat un copy-paste de pe un site. Și l-au copiat de la județul Caraș-Severin. Cara Severin, da. Nici măcar n-au schimbat denumirea. Când au depus proiectul pe Neamț, n-au spus județul Neamț în, în loc de județul Caraș-Severin. Au depus proiectul cu județul Caraș-Severin. Cum era să-l câștige? Știu, știu, da. Cum era cineva să dea bani la Neamț pentru Caraș-Severin? sau pentru Neamț cu numele de Caraș Severin. E clar că cei care au analizat acel document și când au văzut uh, o superficialitate maximă și-au dat seama că e o glumă. Acolo, aia, au au și râs, au râs de noi da. și-au pierdut 311 milioane de euro. Din cei 311 milioane de euro aveam și noi aproape 20 de milioane de euro roman. Nu, nu, da. Proiect pe care îl gândisem în 5 ani de zile, cu intervenții la rețele, cu intervenții la stația de captare, cu zona de dinisipare a puțurilor, am pierdut, nu s-a mai făcut nimic deci iar o chestie păguboasă mergem mai departe, spuneați de Spitalul Județean că e un dezastru că e aproape un iad așa discutam așa împreună este. am solicitări de acolo de la oameni care au venit la Roman să se opereze, să aibă intervenții în Spitalul din Roman și la plecare discutam pentru că i-am sprijinit am facilitat acest lucru spuneau domnule Spitalul din Roman e un rai față de ăla din Piatra Neamț, eu n-am fost în Spitalul din Piatra Neamț, recunosc dar ce îmi spuneți dumneavoastră, ce spun cetățenii de acolo, înțeleg că e în de colaps, înțeleg că ei funcționează numai ce bani încasează, fac plata imediat. Eu nu știu cum funcționează, eu nu știu dacă mai au bolnavi că știți foarte bine că ei sunt finanțați pe bolnav. Da, da, casa da, da. per capita. per capita, cum să nu, eu nu știu de unde mai au bani. Îmi spunea cineva, un medic, la un moment dat, acum vreo, doi, vreo două luni, zicea, băi, o situație dificilă, nu știu cum de, ajung banii pe care îi dă casa, județeană de, sănătate pentru salarii și toate cele necesare, pentru că nu mai sunt bolnavi, sunt saloanele aproape goale. De ce? Oameni Oamenii fug de spitalul ăla ca de dracu pe românește. Da, așa vă spun, am înțeles. Mâinești, Bucuș, Târgu Mureș, Roman, Iașu și așa mai departe. Adică. Dar ce nu mai la Adică Iada, nu. eu vă spun, gestionat de atâția ani, domnule, totuși să gestionez de atâția ani, tu PSD, un spital, și să nu reușești, domnule, nu să-l faci satelit, nu să-l faci nu știu cum, nu știu ce lux, domnule, dar să fie în condiții decente măcar de funcționare. Am înțeles că sunt clădiri unde aproape pericol să se. Prăbușească. Pe oncologia... pro... Iar la spitalul nu înțeleg că îți stru... probleme cu, cu avizile, la structură, a... n-au avizul de structură, de rezistență poli... Da, policlinică, o parte din policlinică au făcut jumătate, da. jumătate. Adică sunt niște. Pro... Dincolo de acest S -s. lucru, tot sub conducerea lor, așa ar spitalul din. Din, din, cine din norocine, Au murit 10 cine, oameni acolo și încă 15 pe drum spre Iași Adică sunt 15 da. oameni care au murit nevinovați. Da? de deci ce o gestionare proastă. Păguboasă, despre asta vorbim. Uh, au mai pierdut o investiție pentru Spitalul Județean de 80 de milioane de euro. Au pierdut-o și pe acea investiție care trebuie să vină e pierdută și aia și zic eu că este pierdută și cea privitoare la construirea unui nou spital la Piatra un nou spital de urgență, chiar am scris în atacul de curând ieri despre situația care este acolo, la fel o licitație lansată cu clauze suspensive, adică dacă Ministerul Sănătății o să vină cu banii o să aprobe finanțarea prin PNR adică dacă o, fie, o dacă o să fie o să, facă, o să se, se nu, facă, dacă nu Dar noi Domnule, licitația. asta e o chestie Dar foarte gravă un județ, ca de, un județ mediu al României ca Neamțul de 450 de milioane de locuitori să 450, bă... de 450, 450 de mii de de să n-aibă un, un, spital uh, emblematic. E, e foarte trist. Păi eu zic că PSD-ul ar trebui să plece complet din județul acesta. Pentru că el creează numai pagube, el e ghinionist, el, ne aduce, el aduce rău nemțenilor, romașcanilor, le aduce rău. Și când îi văd că mai atacă, că dincolo s-a făcut, știți cum sunt ei, cum e cățelul ăla jigărit care se dă la poștașul care aduce pensia sau alocația. Omul vine de bună credință să facă, să aducă pensie sau locație și el se pere de la picioare să muște că mai e și să mai trebuie să te vaccinezi după ce te mușcă. Adică chiar e râsul plânsul, chiar e râsul plânsul. Bun. Vorbim de lucruri care au adus atât pagubă Deci ceată că vorbim de aproape 500 de milioane de euro pierduți din incompetența PSD, din proasta funcționare a apa servului și cred că știți de apa serv cum funcționează ei. Ei la două, trei luni fac un ca să-și poată plăti salariile. Aveau o linie de credit, așa da? Este. deci mereu iau... În perioada lui Roman Mușat, știți că acolo au fost... Uh niște lucruri care ar fi trebuit să atragă atenția unor organe abilitate, zic eu, pentru că adică bine sunt ce lucruri întâmplat. niște grave e, lucruri foarte grave, ce vor ei să facă? Să vină de nou în județ ca să-l ducă într-adevăr cu totul de râpă să-l izbească cu tot de malul boului, cum este o vorbă la, la noi domnule e, e o chestie care e strigătoare la cer și când vezi cât de diafan și se uită ca și cum nici suroi n-au mâncat, nici gura nu le miroase dar de fapt pute a Competență a proastă gestionare, pute în tot județul și atunci eu cred că nici romașcanii, care dacă ar vota PSD-ul, practic, și-ar vota propriul călău. De ce? PSD-ul a gestionat prost compania Apaserv. Tot ce înseamnă Consiliul de Administrație, tot ce înseamnă AGA, sunt membrii PSD, tot ce înseamnă funcționare proastă, conducere executivă, îi PSD. Pe de o parte. Doi, tot ce înseamnă investiții zero pentru Roman îi PSD Consiliul Județean. Tot ce înseamnă alocări. Dumneavoastră gândiți vă gândiți-vă că pe harta alocărilor din județul Neamț, Romanul nu a existat. Eu m-am întrebat la un moment dat dacă ar trebui să luăm bani să vă, de la Iași sau, sau de la sau, Vaslui. Sau să vă rupeți de Neamț, să da, să în... mergem în altă parte. Dacă noi nu, nu existăm, nu au dat bani. Păi gândiți-vă, au dat la Gădinț sumă de trei ori mai mare decât au dat la Roman. Au dat la Roznov, Bicas și Târgu Neamț, care împreună, care împreună, sunt sub jumătate din romani Sumă de 10 ori mai mare Nu e drept și nu e corect Oamenii aceștia, romașcanii, nu au nicio vină Să fie tratați cu asemenea dispreț Păi cum ar putea romașcanii să voteze PSD-ul PSD-ul care le-a tăiat Alocările bugetare PSD-ul care a gestionat prost județul, PSD-ul care a gestionat prost APA Servu, APA Servu gestionat de PSD a adus lipsa apei în Roman, lipsa investițiilor în Roman, despre podul asta de vorbim ca podul de la, spitalul... la Lusca, adică domnule sunt niște chestii care dincolo de neglijență dincolo de uh, proastă gestionare, te întreb câteodată dacă nu-i cumva un fel de subminare activității din județul ăsta pe principiul ăla Lasă-i sărați și proști că îi conduce mai ușor. Nu domnule, eu vreau oameni care să fie în situația de autodeterminare. Oameni care să-și gestioneze familiile, veniturile. Oameni care să câștige mai bine, să poată gândi liber și să voteze în cunoștință de cauză. Nu trebuie să ții câinile flămând în lanț ca atunci când te apropii de el, el să nu latri ci să dea din coadă. Nu trebuie așa. Eu prefer un dulău să mă latre dacă am greșit și n-am făcut bine și să mă îndrept, să repar ceea ce am greșit, decât un gos care să vină să gudur la picioarele mele de foame și pe urmă și par și știți, pe urmă să ducă să și îngroap mâncarea aia să zică că n-a primit nimic. ajungem la traista calicului. Exact. Uh... Că știți cum este o vorbă la, 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 cu traista calicului. Calicul nu trebuie să umbli după el să trai, trebuie să mergi numai din dărătul lui că și-o pierde singur. Da, mai, mai, era o variantă, nu puteți să spunem că suntem la televizor, însă, apropo de situația cele întâmplată în ultimii 10 ani, bine, lumea știe, cei care mă cunosc, eu am fost un critic, uh, nu în special la lui Arsene, Ionel Arsene, că n-am avut eu ceva cu el neapărat. Mie mi s-a părut, ca și jurnalist, că lucrurile nu funcționează cum trebuie și au fost o groază de derapaje, nu puține, foarte, foarte multe derapaje, însă vreau să vă întreb, deși este clar că -aveți cum, nu puteți fi obiectiv, pentru că sunteți într-o altă barcă, Așa e. Al, barcă politică, e clar că sunteți subiectiv. Tot vreau să vă întreb, ați enumerat. Podul de la Luca. Este prăbușit? Poate este. Voci? este. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamței, este deja este. Este, dacă este înseamnă că nu sunt subiectiv, este. sunt obiectiv. Nu, este. este. Uh, deci spital, podul de la Luca. Spitalul de la Piatra Neamț. A ars prin mu mutarea unei secții și nu au putut paturile să iasă pe ușă și au murit oamenii vinovați, au murit. Sau n-au murit. Dacă n-au murit... Dom'le, acum ce să vă zic? Eu am citit ieri, că să de la una alta, am citit niște... Mi-am pierdut jumătate de zi să citesc documentația cu un nou spital. Este dai palme, efectiv pe românește. Nu am putut, nu am vrut să scriu că uh, oamenii românii, nemțenii, romașcanii nu sunt specialiști. Dar sunt niște lucruri care te îngrozesc acolo, cu niște părți de rezistență, cu niște stâlpi de rezistență. Sunt o groază de probleme cu documentația. Dar este un alt subiect. Însă vreau să vă întreb o chestiune. Cât puteți fi de sincer? Încerc. Ca și politician de dreapta. Încerc. Pine și vă existențe. spun și procentul de sinceritate pe care cred e, că pot exact. să-l ofer. Haideți să fim zile. Ce au făcut bun în ultimii 10 ani cei de la PSD? Domnule, știți ce au făcut bun? Ca să vedeți că cer să fiu corect. S-au mai făcut niște drumuri prin județ niște drumuri prin județul neamț au mai făcut Drumul județe. Așa este am este, este o realitate cum să nu? da să niște drumuri județene, Dar să știți că și aici uh, Băi, eu am e, avut ceva hai să vorbim de, de drumul despre Bogicea care la un moment dat după ce l-au făcut în două luni era praf. Unul la mână, doi la mână, s-a investit foarte mult și specialiștii cu care am discutat, dar poate facem o emisiune uh, special pe, pe tema asta, îmi spuneau că domne nu se poate că acolo unde ai trafic, un trafic foarte redus să vii cu o atât de masivă, cu un, un drum uh, care se preta la un drum expres. Da. Deci lățimii, canalizării... Adică dacă etc. tot îl face, du l exact. într-o zonă corespunzătoare traficului, traficului actual. Corect. Pentru că sunt bani aruncați. Dar este o altă da, discuție. Și, și, altă chestie. Ca să și, da, acum vă întreb eu pe dumneavoastră, că nu dumneavoastră sunteți obiectiv, fiind și moderatorul și ascultați pe toți. Domnule, la Roman a fost stadion și a fost demolat? E demolat. A fost echipă de handbal și a fost închisă? E închisă. A fost echipă de fotbal football. și a fost închisă? A fost închisă. Știți că antrenorul a fost dat afară? Acel antrenor cu care a jucat în cupii europene și acel antrenor care actualmente este antrenorul federal al echipei naționale de handball feminin, da, care a fost asta. antrenorul CSK Moscova și a câștigat campionatul cu CSK Moscova. Pentru Roma n-a mai fost bun, că au fost niște discuții de la niște jucătoare. Știți că antrenorul a dat în judecată știu. și a cerut despăgubiri și a primit și a, și a câștigat și a trebuit să se plătească de la primărie circa un miliard și jumătate de lei. De ce nu a fost plătiți acești bani de cel care l-a dat afară? Știți că jucătorilor li s-au încheiat contractele și s-au achitat contractele aproape 2 miliarde de lei pentru a se re renunța la aceste. Deci vorbim de peste 3 miliarde de lei, pagubă la bugetul local. Știți că jucătorii de la fotbal au dat în judecată și sunt în procesul să li se plătească contractele pentru că s-a închis echipa de fotbal și în octombrie deja au un nou termen și se judecă. Și știți cum e cu contractele de muncă? De obicei, li se dă dreptate. Pierd angajatorii, da. uh, Pierd angajatorii. Și atunci va veni cu o sarcină pe primărie pentru o decizie nefericită care a fost luată și se vor plăti bani când ar fi putut acest lucru să nu se întâmple. Da, da. Ce spuneți dumneavoastră este o chestiune cu care eu m-am întâlnit de foarte multe ori în activitatea mea. Știu că am discutat atunci cu antrenorul, un om de foarte bun, mult bun simț, a confirmat litigiul, nu a acceptat să discute despre subiect și motivele care au dus la împingerea sa în afara echipe și desfințarea ei. Eu le știu, dar nu-mi nu permis să le spun aici pentru că au o notă care poate aduce atingere chiar demnității umane și a lovi chiar și în familiile actorilor din acea vreme. Și atunci nu voi face acest lucru, pentru că totuși adversar, dar trebuie să avem și un respect și să nu și producem un nu rău în familie. Nici nu interesează prea mult zona da. unul la Important e mână și ce s-a întâmplat, nu care au fost de neapărat zis. motivele. Uh, oricum a fost de bun schimb, îți repet, uh, am discutat... Omul, cu da, el, e un om de bun, da, A câștigat uh, în proces banii care i se cuveneau și așa mai departe. Însă, apropo de ce spuneți dumneavoastră și responsabilitatea celui care ia decizii, eu cred că atunci, după alegerile generale, după alegerile parlamentare, trebuie să discutați cu colegii noastre și să se umble puțin, să fie modificată legea, astfel încât cel care ia o decizie greșită, de pe urma căreia suferă instituția financiar, el să răspundă și să plătească din propriul buzunar. Că vă dau un exemplu. Apaster, că tot am discutat despre Apaster. Da. În 2014, 2015, 2016, după ce a venit un la, la CG, presiuni, 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 presiuni Cătălin Dughir dat afară. Directorul da. paser dat afară și el și directoarea economică. Dați afară amândoi. Care, domnule, erau profesioniști, erau oameni de sistem. Domne, au dus la bun sfârșit proiectul ăla. Proiectul, vechi. Cu discuțiile care au fost, da. exact, dar l-au dus, dar dar la, au la bun sfârșit. Exact. Bun. E au afară. S-au îndreptat, în, s-au uh, adresat instanței de judecată și au câștigat. Domnule, niște sume colosale. Vorbim, am scris și la vremea respectivă. În da, acasă, uite, sunt eu aceste recunosc, informații. nu, am știut acest lucru. Nu, dar sunt informații, sunt făcute publice. Da. Am scris că odată în judecată au câștigat. Am avut și discuții atunci cu cei de la pasăr și zic, nu este fire să lăsați lucrurile așa. Apa, este de societate cu un picior în groapă. Sunt atâtea probleme. De ce să plătim noi? Salariile uh, uh, dispuse de. Pentru de, o decizie de, de, de inferioară, incompetentă. Abuzivă. Mai abuzivă. 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 corect. Zic, spus. nu trebuie să vă îndreptați împotriva. împotriva celor care au luat decizia asta. Da, 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 da. da. N-au făcut-o, vă dați seara. Păi nici nu aveau cum, domnul Daniel, pentru că conducerea executivă a luat de -aci, decizia de a îndepărta acea conducere care a finalizat acel poim, uh, tot la presiunea PSD și fiind. Această acțiune la decizia PSD În momentul când s-a întors înapoi PSD-ul evident i-a protejat Să nu mai plătească acele sume și pe Cine a rămas? APA, APA SERBU Și pe cale de consecință cetățenii Uitați. Că din banii lor s-au plătit acei nu? Total de acord. Uitați titlul din atacul din iunie 2019, spune, a câștigat definitiv procesul cu apaser. Nemțenii au plătit peste 360.000 de lei pentru deciziile proaste ale altora. Mm. Deci este articol din. din uh, Eu, atacul ce Eu ce spun, Eu ce spun, de judecată. Doamna director economic care și-a a primit instanța dispus să-i fie, să fie plătite toate salariile pierdute cu sporul și așa mai departe. Domnule, în total, cred că a fost vorba de un milion, aproape un milion de lei. Ce Le sunt 200.000 de euro. Ce vorbim? Domnul Daniel ce vă spun eu că sunt păguboși pentru județ, că sunt păguboși pentru roman? Domnule, pe une calcă, lasă numai, numai, cratere în urmă, numai găuri lasă în urmă. Lucrurile sunt corecte uh, spuse. Pentru că, uitați, eu spuneți că, domnule, sunteți dintr-o parte, nu puteți fi 100% obiectiv. Și așa e. Am recunoscut când m-am întrebat. Domnule, dar ceva bun credeți că ați făcut? Ați văzut că am spus. Domnule, dar lucrurile astea sunt evidențe, le vedem cu toții. Pot prăbușit stadion dărâmat, echipe de sport închise, spital aflat în pragul colapsului, pierderi de finanțări de peste 400 de milioane de euro, plăți pe decizii de incompetență, de răutate și abuzive și la Roman și la uh, Piatra Neamț. Astea sunt corecte? Sunt obiective? Sunt reale? Le-ați publicat și dumneavoastră? Da, sunt publicate, inclusiv cel cu spitalul, e un proiect de 200 de milioane da, de ce euro. Dar și cel cu apaservul, ce cu banii? Cu apaservul, cu, da, cu... Sau cu banii care ați discutat cu antrenorul, cu la Roman? Deci da, sunt lucruri concrete. Un mic, nu inventăm, nu inventăm. Și atunci mergem cu oameni care să clădească, să construiască, sau mergem cu oameni care dărâmă. Eu cred că oamenii, mai ales în aceste vremuri, au nevoie de oameni implicați, dedicați, care să candideze pentru oameni, să se pună în slujba oamenilor, nu oameni care candidează pentru propria lor ambiție, pentru propria lor mândrie, care spun, eu nu vreau decât primar altceva, nu mă interesează, eu primar vreau să fiu, vreți, nu mă vreți, eu aia vreau. Nu se pune așa problema. Până la urmă, vox populis, vox dei. Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu. Oamenii decid. Dacă oamenii decid într-un fel, trebuie să respectăm acea voință. Iar eu știu cum vor decide oamenii. Oamenii nu pot să decidă decât oameni care au experiență, care au făcut, care au probat, care se țin de cuvânt, care merg între ei, care îi privesc cu demnitate, care au onorabilitate, care dovedit profesionale și competență, oameni care au probitate morală, oameni care sunt departe de anumite cratere făcute de unii sau de alții, oameni care caută soluții. Pentru aceasta noi ne implicăm și venim cu echipe profesioniste. M-am căutat în echipa mea să vin cu oameni care nu s-au atins de niciun fel de promiscuitate. Oameni care și-au dovedit competența profesională. Pentru că, spunea un vechi politician, la un moment dat, că în politică, la vârf, la decizie, n-ar trebui să ajungă oameni care nu au un, măcar un background profesional, care n-au dovedit în profesia niciodată. lor. Domnule, ai fost medic, ai fost un medic bun. Da. Domnule, ai fost profesor, ai fost un profesor bun. Da. Domnule, ai fost economist, ai fost un economist bun. Da. Domnule, ai fost notar, ai fost un notar bun. Da. Domnule, ai fost asistent medical, ai fost un asistent medical bun. Da. Domnule, ai fost templar, ai fost un templar bun. Da, domnule. Da. Domnule, despre asta vorbim. sau om de afaceri. Sau om de afaceri. La, care... la finanțe, până la urmă, Sigur. iar o paranteză vă întrerup, acolo aș vrea să văd un om de afaceri, un om care a trăit în mediul ăsta economic și știe ce se Și care simte, simte, și poate să facă organic să aibă legătură cu sistemul. Sistemul. Așa văd eu lucrurile așa dacă numai te-ai învârtit și ai prins anumite oportunități ai fost stabil dar nu înseamnă că ai fost și competent și profesionist ca urmare ai lăsat în urmă niște bube pe care noi acum încercăm să le tratăm și să le vindecăm. Da, uh, am văzut uh, niște discuții în uh, mediul online, niște acuzații aduse echipei liberale, nu sunt niște nu sunt nume pomenite, nu, adică doar echipa liberală așa grosomodo care e văzută ca și vinovată pentru că nu au fost realizate anumite chestiuni în, în orașul român. printre care și și chiar vă rog să descărcem puțin povestea asta. Uh, mi s-a părut cel mai, chiar ultima postare dacă nu mă cumșel, cel cu liceul teologic uh, Melchisedec. Dacă nu mă înșel, că sunt niște păreți acolo care au rămas sunt într-un alt fărădeal și există riscul achea, repetării unei Acea clădire la... face parte din situl Arhiepiscopiei. Ea a fost dată către administrare primăriei municipiului roman, tocmai pentru a-i ajuta. Adică... A de, de a plăti utilități, de a veni cu componenta financiară de la primărie de susținerea învățământului teologic și social medical care se desfășoară acolo. Practic, acea clădire face parte din site-ul arhiepiscopiei. Eu am avut discuții cu factorii responsabili, inclusiv cu arhiepiscopul, conducerea arhiepiscopiei, vis-a-vis de această clădire. Această clădire fiind și monument și ținând de partea structurală arhiepiscopiei, n-a putut fi introdusă pe un proiect de finanțare, așa cum au fost celelalte școli. Și atunci am gândit împreună să fie introdus pe un monument arhitectural istoric în care să intrăm parte, arhiepiscopia cu primăria, avem toată disponibilitatea și să găsim o finanțare. Nici primăria Roman singură nu are bugetul să facă o asemenea investiție, nici arhiepiscopia nu poate singură să facă această investiție. De aceea deja am discutat ca împreună să venim cu o soluție, de a căuta o finanțare pentru că clădirea e și monument și face parte și dintr-un sit monumental. Lucrurile sunt mai complexe. Greu de... Am sprijinit finanțarea pe CNI și tot aici gândesc o finanțare în perioada următoare cu Spitalul Precista Mare care este tot în, în uh, curtea, să zicem așa, arhiepiscopiei. Da. Și se desfășoară lucrări acolo. S-au descoperit în față un cimitir uh, istoric. Se seapă sau uh, s-au încetinit lucrările afară. În interior se lucrează. Tot așa găsim o soluție. Cum am colaborat și pe Spitalul Prețistă Mare, în care ne-am dat mâna să se desfășoare și să investească în acest obiectiv, vom căuta o soluție și aici. Aici nu e o soluție că un perete, într-un fel sau altul, cum s-a făcut la spitalul, că pricepere au, vedeți? Adică cum au făcut la spitalul de județean, când au făcut acei pereți de rigips și au făcut ușile înguste de n-au mai putut ieși paturile, ei au experiență să facă pereți. Ei fac de așa natura acei pereți, încât oamenii rămân captivi precum șoareci în cursă. S Ați văzut ce s-a da. întâmplat acolo, o nenorocire. Aici vorbim de un monument care trebuie tratat cu responsabilitate. Avem inițiativă, avem demers, avem discuții cu arhiepiscopia și vom identifica o soluție corectă, nu o soluție de compromis. Da, fiind vorba despre un obiectiv istoric, da, un moment istoric e mai da. de. Așa ai e. nevoie de o groază de avizie, ai nevoie de multe lucruri, I... ai nevoie și o mână de lucru. foarte. Sigur, eu m-aș fi gândit la ei măcar să-și ia un, un om care se pricepe. Pentru că, vedeți, dumneavoastră. Te gândești că cineva dacă a făcut o parte din uh, exercițiul administrativ ar fi putut să aibă, o, măcar o minimă experiență. Dar e ca acela care spune că nu și-a terminat uh, școala și atunci a nu complet, așa și acolo. Practic, uh, a fost un mandat de 3, uh, un, un submandat de trei ani care s-a încheiat la 2 ani jumate, pentru că pe urmă a fost declarat incompatibil no, și a venit viceprimarul primarul și a intrat primar uh, interimar. Vă aduceți Da, duceți da, aminte. Da, da, da. Și atunci, ana cu doi ani jumătate de administrație de primărie, e mai greu să ai o pricepere și o viziune globală. Dar eu am crezut. Da, mai fost și viceprimar. Da, da, da vede noastră. vedeți că nu sunt soluții, vin aceste lucruri și nu s-a prins. Știți că la școală de elevi. Nu toți elevii sunt premianți. Eu aș fi, perag... fi sperat că poate fi. Dar când vii cu asemenea lucruri, dovedești că nu ai o pricepere și te gândești că ai fi putut să faci aici, cum ai fi făcut la Spitalul Județean, niște pereți de rigips, pui o ușă ca la poiat acolo, mă a spaturile nu ies, ce se întâmplă cu oamenii nu ne interesează. Nu. Viața e pe primul loc. Pe noi ne interesează de aici când a fost pandemia, am fost implicat, am adus de la Ministerul Sănătății, am adus de la Ministerul Educației în Roman pentru spital, pentru școli, tablete, dezinfectant, măști. Asta înseamnă să te implici să faci lucruri. Așa de la distanță să-ți dai cu părerea tot românul e antrenor de fotbal. Suntem buni la politică, la fotbal. Tot românul, dacă ar ajunge prim-ministru, ar ști ce să facă. Dar când intri în brazdă la Arat, acolo vezi că e greu să ții coarele plugului. Te de realitate și realitatea exact. din păcate exact. este cruntă. Da, este un, un subiect pe care l-am discutat aici și chiar m-am gândit la vremea respectivă să vă invit, nu știu de ce, probabil că au apărut alte chestiuni, o să revenim și la problemele astea administrative de administrație locală, însă este un subiect pe care l-am dezbătut aici cu un domn inginer Chițimuș, nu știu dacă vă spune ceva în numele, este un domn care a luat cumva apărarea celor care au beneficiat de pe urma unei modificări legislative inițiate de noastră, este vorba de cei care au lucrat la la minorul... La trefilare. La trefilare, exact. Sunt dar trece... e o inițiativă pe care eu am făcut-o în Parlament, o modificare la legii pe care am inclus, exact. pentru că această era categorie, o categorie socioprofesională profesională exact. nu era, era da. da. Însă a fost o problemă acolo și nu știu dacă vi s-a dus la cunoștință, asta voiam să vă întreb, pentru că inițiativa a fost frumoasă și rezultatul ei a fost frumos, pentru că sunt, e vorba de sute de oameni care au beneficiat de un drept, au urmat să beneficieze de un drept, care li se cuvenea până la urmă, domne, că nu poți, am înțeles că acolo era o chestie la care era în secția nu știu care și lucra în condiții la fel de grele ca și celălalt. Unul a beneficiat din grupele ale de muncă și unul nu. Și unul nu. Da, Dar mi s-a părut și mie o nedreptate, da, o mare nedreptate. Da. însă nedreptatea cea mai mare, zic eu, că a urmat și după, sau nedreptatea au continuat și de asta eram curios să văd dacă sunteți la curent cu acest lucru și nici nu știu dacă s-a mai rezolvat că n-am mai vrut cu domnul Pițimuș. Mă refer la faptul că după ce a fost publicat în monitor oficial modificări și așa mai departe, oamenii bucuroși au aflat, s-au dus la casa de pensii, de pensii? ca să-și rezolve problemele. Da. Adică, bă, luați în considerare că, uitați, suntem și noi grupa întâi. Da. Și cei de la casa de pensii, i-a pus din nou pe drumuri, deși aveau niște adeverințe depuse la dosare. Și ei, au trimis iar la... Da, ei aveau niște adeverințe da. depuse. Aici e o zonă de necorelare a instituțiilor cu legislația, cu modul de lucru. Ei au invocat, va data de adeverințe, ați intrat în lege, dar atunci, la momentul respectiv, fabrica n-a vărsat contributivitatea pentru voi respectivă. E o chestie de necorelare între adeverințe pe care le da fabrica și modul de lucru a casei de pensii. Eu aici cred că oamenii trebuie să se adune lucrurile când nu se rezolvă, nodul gordian se taie cu sabia. Iar lucrurile care nu se rezolvă instituțional se rezolvă cu instanța. Trebuie arăta că legea le conferă acest drept, pentru că eu nu pot să intervin, pentru că ar fi atunci un demers abuziv din partea mea. Eu ce am putut în plan legislativ, am făcut. Au venit oameni. Da. Ei, aici eu ar, cred că ar trebui să iau o decizie să meargă, pentru că eu personal cred că dreptatea e de partea acestor oameni. Dar Vedeți că nu tot, este o vorbă tot la noi. Câteodată mor cu dreptatea în mână. Ei, cam așa este. Cam așa este. Ei au dreptate, au și lege, nu le se conferă acest drept. Eu cred că instanța e cea care pot să confere și odată câștigat ar crea acel precedent pentru tot ceea ce va urma vis-a-vis -vis de punerea în aplicare a unor norme legislative. Da, știți ce e păcat că mulți dintre ei sunt bătrâni, le e gros să mă Da, până. cred, nici nu cred că legea, da, nici da. nu știu ce să facă domnul Chințimu și a ajutat pe mulți dintre ei da, cum să adreseze, știu, cum să completeze adevărul. Eu am să parte. discut cât doar se termină și această campanie și o să vedem din nou despre ce e vorba și o să iau pe fir. Această problemă legată de întreprindere, legată de ceea ce înseamnă uh, Casa Națională de Pensii, acolo este Acolo o, eu cred că e, o, corectă, e bubița, da, da. și ceea ce înseamnă pre prevederea uh, legislativă. Adică este acest triunghi al bermudelor care trebuie lucidat ca lucrurile să intre într-o zonă firească. Da, poate ne urmărește domnul Chițimu și primește o veste bună și o să le transmită mai departe de celorlalți pentru că într-adevăr este păcat, e o mare de nedreptate Da, da, da. Și de asta am și fost, făcut această și modificare să... legislativă da. pentru că a fost flagrantă această nedreptate și am încercat să le soluționez această problemă care din punctul meu de vedere legislativ este soluționată acum, aplicarea acestei prevederi legislative, înțeleg că e într-o sincopă și o vom relua după campanie, am să discut și cu domnul Chițimuș, să vedem unde e blocajul și cum putem fluidiza acest demers. Da, să revenim puțin la administrație și politică, bineînțeles, și a spus la un moment dat în această emisiune că cei de la Consiliul Județean Neamț în ultimii 10 ani nu au contribuit cu nimic la ceea ce înseamnă Bunăstarea romanului, să zic așa, să nu folosesc alt termen. Da. Uh, și vreau să vă întreb ce ar însemna pentru roman, de exemplu, și pentru, pentru roman, bineînțeles, un președinte de dreapta. Un Romașcan. E vorba de George Lazar? E vorba de George Lazar, Dumnezeu, care ajuns. este colegul meu uh, din Partidul Național Liberal. Este din Roman, este Romașcan, născut la Roman și, evident, uh, i-am spus din capul locului lui George: Vei candida în... și eu am încrederea că vei și câștiga. Pentru că e diferență netă între cei doi candidați. George Lazar a fost consilier municipal la Roman, a fost viceprimarul meu un mandat, a fost două mandate prefect, în al doilea mandat de prefect a adus cheile bicazului acasă. Pentru că Harghita vroia să le țină în spațiul lor administrativ teritorial. Da, da, au văzut că au pus și pancartă acum. Da, S-au judecat și la tribunal și la curtea de apel și la înalta curte. A câștigat și a adus uh, cheile cazului acasă. Deci are și atributul administrației regionale. Dar are și atributul administrației centrale fiind ministru secretar de stat în Ministerul Energiei. Este un om care deja cunoaște județul. Cred că în momentul de față mai bine aproape ca oricine din județul Neamț. Da, prefect, prefect două mandate. Dar nu loc numai loc atât. A bătut fiecare localitate de zeci de ori, nu de două-trei ori. Că de două-trei ori am ajuns și eu prin fiecare localitate din județul Neamț. Iar în jurul romanului, de zeci de ori, că -i Știți, Romanul. roman metropolitan, de... e zona mea, e sufletul meu. Adică îmi iubesc județul, dar Roma, romanul și zona o ador. Asta e adevărul. Nu pot să mint. Și i-am spus, trebuie să fii un președinte de Consiliul Județean drept, onest, pentru fiecare nemțean. Dar trebuie să-l și anumite nedreptăți. Adică romanul a suferit și are nevoie de anumite investiții. Domnule, la Târgu Neamț au curs banii. Au curs banii și dacă te duci sunt și te probe, uiți... Sunt documente, deci nu e, au curs, adică nu sunt acuzați. Dom'le, dacă te duci mandat. și te uiți, uh, ai avea măcar pretenția să arate ca un mic orășel din Elveția. La câți bani au curs acolo? Mie nu mi se pare că arată așa. Dacă dumneavoastră ziceți, pot să fiu de acord. Adică nu, nu pot să zic nu că e un wow. Dom'le, uite, uite banii care au, care au intrat. Uite-l cum arată. E un dorado. Nu. Nu. Au probleme cu apa mai mare decât la roman. Dar și-am văzut într-o emisiune nu știu dacă la dumneavoastră, cred că în dar nu mai rețin, o să o aduc. Când domnul Harpa spunea Zice, domnule, pe mine nu mă interesează problema apei, domnule. Ce crezi că la târg nemțenii mei, acum nu am problema asta. La, noi, stau... la noi a fost. La a fost, a fost... Trebuie, trebuie, cumva analizată afirmația mă gândesc să nu fie ruptă din context. Eu nu mă pricep, dar dacă aia. chiar și-o spui așa, dacă pe mine nu mă interesează problema apei. E o problemă destul de gravă nu, să S-ar putea să fie ruptă din context, nu știu sigur și vă spun că ar fi o mare gafă să spun. Da, mare gafă, atunci, gafă dacă ar, e așa. Mă Eu vă spun că am auzit, n-am văzut. Dar am auzit. Domnule, dacă așa e foarte grav. Dar viziunea, unui primar de Orășel, care e cât două străzi din Român, Târgu Neamțu, cu tot respectul față de Târgu Neamțu, de. e că două străzi din Român. E o stradă principală da. și cu străzi spirituale. Despre asta treabă. vorbim. Deci uh, nu poate să fie dată față de experiența lui George Lazar, care a trecut prin pozițiile acestea și a dovedit anduranță, a dovedit uh, uh, forță de a rezolva probleme neamț. Și vă spun așa, în momentul când va veni, deja am asumat și spunem, ne susținem, suntem în echipă, George, dar trebuie să rezolvăm niște probleme pentru roman Și s-a asumat, de exemplu, vrem să cumpărăm de la sindicate Casa de Cultură. În aripa din stânga să facem un centru de business, un incubator de afaceri, iar în dreapta să fie amenajat o sală de festivități elegantă, bine. Să modernizăm. Să modernizăm, să putem da spectacole, să facem sesiuni, stagii de teatru, de muzică clasică, de muzică folclorică și așa mai departe. Vrem în fața primării să construim o esplanadă ca în marile orașe, cu o parcare subterană, cu o fântână care să plece arteziană de la nivelul pardoselii, cum e la Brașov, cum e la Sibiu. Deci sunt lucruri pe care le putem face. Într-un colț din parcul municipal vrem să amenajăm un parc tematic pe anotimpuri. Dacă e primăvara, un par tematic legat de sărbătorile pascale, dacă e vara legat de activitatea celor din diasporă, când vin acasă, un par care să dea acest sentiment de roman acasă pe care eu îl folosesc. Dacă e toamna legat de ziua recoltei, legat de producții, legat de producătorii noștri din zonă, de producătorii produs în neamț, produs în roman. Iar dacă iarna, legat de spiritul Crăciunului, orășelului Moș Crăciun. Gândim aceste lucruri pentru că eu am spus așa, parcul industrial, un alt obiectiv, deci al treilea pe care l-am gândit și am spus-o George că trebuie să ne susțină, pentru că acest parc industrial trebuie făcut în colaborare cu primăria Corduș și cu primăria Tămășeni, sunt tot primarii de -ai noștri. Deja am discutat cu ei și sunt cântați de acest proiect. De ce? Pentru că în partea de nord a orașului, care e o zonă tradițional industrială, Romanul nu mai are atât de mult teren. Are ceva, dar nu foarte mult. Și atunci am gândit că împreună, într-o asociere, Cordulul și cu tămășenii pot să vină cu 400-500 de hectare. E, pe 400-500 de hectare poți să gândești o platformă industrială aici, în centrul Moldovei, care, domne să reprezinte un punct foarte, un punct economic uh, de nezdruncinat. Asta visez eu pentru Roman. Adică, viziunea mea e dată de proiecte mari de lucru care puse la punct în următorii 2-3 ani, să creeze o perspectivă de dezvoltare a orașului și a zonei pe următorii 15-20 de ani. Iar acolo e nevoie de tras utilități, de a asigura căi de acces, de aceea și construim acea rampă acel pasaj rutier suprateran. Când mm. Că spunea unii, domnule, dar dacă se fac autostrăzile, de ce se mai face ăla? Pentru că el va reprezenta poarta de intrare și ieșire în nou parc industrial, în noua zonă industrială a orașului. Pentru că altfel, cu cele trei căi ferate care taie 85 cu traficul de pe 85 care va crește prin uh, organizarea pe verticală a economiei în acea zonă, va aduce ca un nod încălcit Va fi foarte greu digestionat. Acest pasaj va nu asigura o fluidizare a traficului. Adică nu trebuie să vezi pașii ca la table. Ai dat 5-3 poartă în casă. Aici trebuie să vezi ca la șah primul pas, iar tu când ai făcut mutarea, deja mintea ta gândește pasul 2, pasul 3, pentru ce acționezi, cum vrei să acționezi și unde vrei să ajungi obiectivul final. Asta înseamnă să fii vizionar. A gândit mic că faci aici, pui un bec dincolo, uh, faci un părculeț pentru că ței să se joace pisicile uh, la motocei legați de portița uh, sobei de la Ion Creangă. Uh, sunt lucruri care uh, nu trebuie să fii un uh, mare primar să faci acest lucru. Aici sunt administratorii de zonă care trebuie să preocupe, trebuie să dispui, tu trebuie să vezi dezvoltarea în perspectivă ca să aduci plus valoare orașului tău. Așa văd eu lucrurile. Și de aceea am nevoie de Consiliul Județean. Am nevoie de Consiliul Județean pentru a mă sprijini și cu finanțări, pe cofinanțări la proiecte europene, pe finanțări în parteneriat, cum am făcut Biblioteca. Vă dau exemple pe care eu, ca primar, le-am făcut la Roman. Trei îmi vin acum în minte. Biblioteca, în parteneriat cu Consiliul Județean. Am pornit 50-50, 50-50 și am ajuns la un moment dat că. Consiliul Județean a pus 70% și primăria Roma în 30%. Îmi spunea fostul președinte Vasile Pruteanu, dar ai zis că o facem în parteneriat, o vreți să o fac toată? Zic, dacă se poate, aș fi onorat. Un alt exemplu. Muzeul de Științe Naturale era într-o clădire care, privată care era despus spre evacuare. Nu avea unde să se mute. Trebuia să se închidă. Romanul care are o tradiție, domnul uh, profesor, domnul biolog, tărăbuță Dumnezeu să-l odihnească, a înființat acest muzeu, unul din muzeele de științe naturale redutabile din Moldova. Domnule, m-am gândit și eu ca profesor cum să lasă moară așa ceva. Și la fel cu Consiliul Județean am construit acel muzeu de științe naturale din Parcul Municipal de Roman și într-o zonă frumoasă și o clădire spectaculoasă care se pliază pe specificul parcului, în care organizează expoziții de biologie, vin copiii cu totul și cu totul remarcabil. Casa Falcoianu, Casa Falcoianu, corpul B al Muzeului de Istorie, era în la momentul respectiv scoasă la licitație și o clădire în care a funcționat o secție a, spital, a Muzeului de Istorie s-ar fi străinat. Am vorbit atunci cu președintele Consiliului Județean. Nea Vasile, e păcat, o iau un privat, e păcat deci ce să facem? Cumpărați-o Consiliul Județean, Romanul nu are bani. Și au cumpărat-o 9,7 miliarde de lei. Aproape 10 miliarde de lei a dat pe ea și a cumpărat-o. Și acum funcționează corpul B al Muzeului de Istorie, păstrându și destinația. Vreți să vă dau și de un exemplu pe gubos pentru municipalitate? Chiar vă, rog. vă dau. Este acest unde a fost spitalul de psihiatrie, pe strada Bulevardul Roma Mușat, segmentul între Bulevardul Republicii și Mihail Viteazu pe dreapta înainte de sala polivalentă pe dreapta este fost spital de psihiatrie acolo s-a făcut un centru din vreo trei locuințe pentru uh, tinerii care părăsesc uh, zona de asistență socială de găzduire. Casele de copii probabil așa și după ce primesc 18 așa. ani ceva de ceva. și a venit pe un proiect în care trebuia să fie asigurată cofinanțare 50 guvernamental. Prin Consiliul da, Județean, da, 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 da. 50% Consiliul Județean cu Primăria Roman împreună. Știți că, până la urmă, guvernul a băgat acolo în jur de, cu fonduri cu ce au existat, 30%, Consiliul Județean niciun ban și Primăria Municipiului Roman 70%. Ăsta mi se pare mie un parteneriat păgubos. Și contracandidatul meu vine să spună cum va face lucrurile să funcționeze bine. Păi i-ai arăta cum funcționează bine. Romanul în pierdere și Consiliul Județean în câștig. Pentru că e o clădire pe care o va gestiona tot de GSP-ul, adică județul, de GSP Consiliul da, Județean. Da, 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 Înțelegeți? Da, Consiliul Sigur că e corect fiind pe teritoriul tău să contribui și tu. Bă frate, dar eu să pun toți banii aproape. Adică nu mi se pare corect. Vă dau un exemplu pogubos de parteneriat făcut aici la Roman de fostul primar. Despre asta vorbim. Lucrurile noi trebuie să le ducem într-o zonă productivă. Adică Consiliul Județean, dacă nu te ajută, măcar să nu te încurce. încurce. Bine, da? din ce vorbim, doamnă... Vă mai dau un exemplu. Vă mai dau un exemplu. A dat că are mai mare forță fiind atunci președinte domnul Arsenie. Da. Și ei fiind foarte buni prieteni, că știți atunci când a vrut să candideze din partea PSD-ului, a zis garantat Arsenie. Vă aduceți aminte? În curtea... Nu mai spun unul. Garantat Arsenie, da. Fapte, da. Fapte nu vorbe. Da. Și au zis să facă casa Celibidache. Au transferat-o la Consiliul Județean. Dom'le, știți cât de greu funcționează și cât mă zbat pentru această clădire, că nu e în mâna primării să o putem face mai repede? Acolo e adevărat, e adevărat. A murit și expertul prin septembrie. A murit expertul. Expertul avea vreo 90 ceva de ani. S-au trăit cu cine plătește să angajeze un nou expert. CNI-ul zicea că Consiliul Județean. Consiliul Județean zicea că cni Primăria era predată clădirea și nu mai putea să finanțeze. Da. Arbitru, și am încercat am și, și am arbitrat eu și am rezolvat cumva problema. Nu mai spun cum am rezolvat o să nu fie certat cineva de acolo care ne a ajutat. Important e că acum avem expert. Important că a expertizat-o. Important că a dat și soluția tehnică. Și luna viitoare intră în Comisia de Monumente de la Suceava, Comisia Regională, da, da, da. pentru a primi verdictul. Odată primi verdictul, voi merge cu acest verdict la Compania Națională de Investiții pentru a fi redimensionat bugetul, pentru că bugetul a fost făcut atunci, înainte de pandemie, că asta e un proiect tot de pe vremea mea, Trebuie care de mea acum a ajuns de la maturitate și să încercăm să deblocăm această zonă. Deci mie nu -mi plac lucrurile înclăcite, că funcționează greu. Mie îmi plac lucrurile clare, parteneriat. Ăsta sunt eu, ăsta ești tu cât pui tu, cât am pus eu. Asta facem. Unii vrem să ajungem aici, lucrăm matematic, clar și logic. Și atunci nu există nici supărări, nici suspiciuni. Transparență totală, lucru coerent, activitate implicativă și putem obține și rezultate. Câteodată te implici încerci să faci lucrurile cât mai bine și nu ți ies totdeauna cum ai vrea. Dar dacă le faci așa călcite, numai să stai să discălcești durează luni sau ani. Despre asta vorbim, domnul Daniel. Da, din ce spuneți dumneavoastră, toate proiectele pe care le-ați avut în colaborare cu Consiliul Județean, n -am să datează de ani buni, 10, 12, 12 13... Da, când eram eu primar, da, când, era când eram primar, aveam și președinte Consiliul Județean. De deci contează foarte mult să ai președinte Consiliul Județean contează. cu care să te înțelegi da. și care să fie deschis la propunerele pe care Sigur le faci. Sigur că da. Ori. Și mai ales dacă ieși din Romani și mai bine. Pentru că va avea măcar un ochi îndreptat și către Roman. Și atunci lucrurile e, cunoaște și el. Necesitățile, oportunitățile, prioritățile din da, România. Și nu mai trebuie să convingi. Știe cum Le știe cum și doar încheiem parteneria și mergem mai departe. De aceea avem nevoie, avem nevoie și de președintele Consiliului Județean și de pe altă parte avem nevoie și de majoritatea în Consiliul Local. Pentru că dacă nu ai majoritate în Consiliul Local, păți-și a pățit actualul primar, domnul Achiriloaie Ne-a avut majoritate, când din stânga îl pleznea PSD-ul când din dreapta îl pleznea USR-ul. Și lucrurile nu funcționau. Cu frâna de mână trasă nu poți să iei viteză domnul Daniel Muraru. Unii spun, domnule, trebuia să facă mai mult. Domnule, cum să facă mai mult? Că el când se suia pe bicicletă să meargă, Vine cineva și îi băga bățul printre spițe. La land. Da, sau la lanț. Despre asta vorbim. Oamenii nu cunosc ca toți aceste mecanisme. Dar este foarte important. Domnule, când îl votez pe Leoreanu, îi votez și pe Neleu echipa. Ca să aibă majoritate, să poată să ia decizii rapide, să poată să fie pe un flux cât mai dinamic și să poată să fie pragmatic cu rezultate cât mai bune pentru comunitate. Asta e chestia. Și o să zică cineva, bun, dar dumneavoastră vreți totul? Păi, fraților, când am avut așa, Roma nu a florit. Am avut Leoreanu primar, am avut. Am avut Consiliul Local cu majoritate? Am avut. Am avut președinte de Consiliul Județean? Am avut. S-a dezvoltat orașul? S-a dezvoltat. Eu ce îi rog pe romașcani? Să dăm înapoi, să avem remember să vadă că lucrurile au funcționat și să nu încercăm cu aventurieri, să nu încercăm cu lucruri care sunt săilate, să mergem cu lucruri trainice, lucruri probate, lucruri care au dovedit că funcționează în interesul romanului și a romașcanilor. Da, Romașcanii, prin votul lor, au contribuit și în 2012-2008 la... Da. Alegerea președintelui Consiliului Județean. Da, și, și le-am mulțumit atunci și au văzut și ei. Că multe. Au, au funcționat, s-au făcut multe lucruri importante atunci în Roman, plus dincolo de bibliotecă, plus de uh, muzeul de istorie, plus muzeul de științe naturale. Uh, au fost cofinanțări pentru anumite proiecte, m-au ajutat la cofinanțări la Corpul B de la Roman Vodă. Nu aveam suficient bani, cofinanțarea era destul de mare. M-au ajutat cu diverse finanțări și repartiții bugetare pentru Municipiul Roman să pot funcționa. Pentru că Știți, cineva zice, domnule, dar vrei să tragi la Roma în partea leului? Nu vreau să trag partea leului, dar vreau să trag partea dreaptă. pentru ceea că, ce, domnul... ceea ce merită. Da, haideți, să, haideți să, ascultăm. La școlile, la liceele ceea din ce Roman, ce vin, ce vin, vin, vin elevii din 27 de comune, din zona arondată, 27 de comune are municipiul Roman, da? zona metropolitană. Vin aici tot ce înseamnă curățenie, căldură, curent, gaz, internet, Telefonie. Le plătește bugetul local. Dar aici sunt unități școlare în roman, domnul Daniel Muraru, care au 70% elevi din roman metropolitan. Domnule, e firesc să fie. Unde să se ducă copiii dacă nu da, aici? Nu e, rău. Bine e bine să fie. fie. Spitalul Municipal din Roman. Domnule, Spitalul Municipal din Roman are adresabilitatea și deservește din numărul de bolnavi pe care are la un moment dat, 62% sunt din mediul rural. Din localitățile de... din, 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 Roman. din jurul Romanului. Unde să se ducă oamenii Nu aici? La Roman să vină la spital. spital. Dar bugetul local ține cheltuieli. Trebuie un sprijin de la Consiliul Județean. Asta am spus. Părinte. Consiliul Județean. De asta se numește acest mecanism. Echilibrarea bugetelor locale. Intervine și sprijină aceste facilități pentru oamenii dintr-o treagă zonă, completând, cum ar veni, partea de finanțare pe care trebuie pe da, să o nu ducă dai mai 50 departe de, de lei, în condițiile în care romanul, bugetul local din roman, contribuie cu o sumă uh, substanțială, consistentă, ca să acopere aceste cheltuieli, atât la. Despre asta medicală, vorbim. Și la despre asta lăsumă. vorbim uh, Zona de asistență socială și așa mai departe. Sunt lucruri care se întâmplă. E firesc ca romanul, fiind în centrul acestei zone metropolitane, să radieze dezvoltare, să radieze servicii, să radieze sprijin. E firesc. Și îmi doresc acest lucru romanul să-l facă mai departe, e firesc ca romanul să fie cel care dă ora exactă în zona roman metropolitan, dar în același timp trebuie să fie și sprijinit, pentru că el sprijină întreaga zonă și atunci Consiliul Județean, că așa suntem construiți administrativ, nu? Consiliul Județean vine să sprijine o municipalitate care deservește pe multiple servicii o zonă metropolitană așa văd eu lucrurile corect, obiectiv și echilibrat da, bine, Consiliul județean trebuie să fie părinte corect față de toți copiii. Dar asta Zic, e venirea lui. De la toată lumea sau să dea în funcție de necesități Sau să dea în funcție de, de necesități de, să dea în funcție, de. funcție de finanțările care vin. Absolut. Da, adică, sunt. dacă tu mi aduci 10 lei. Bă, dacă puneți și primăria un leu și puneți și consiliul județean un leu, ați adus 12 lei în județul neamț. Așa gândesc eu. Să multiplicăm. Este replica biblică mult, uh, cu multiplicarea talanților, da? Da. și Acolo nu înseamnă neapărat bani, ci înseamnă virtuți. și. Uh, e filozofică. E experiența. mai filozofică, da, e, da. Dar asta spun. Adică aici trebuie să ai calitatea. Calitatea nu, unui primar nu trebuie să fie dacă eu am buget 3 lei să cheltuiesc 3 lei. Eu, dacă am la buget 3 lei să fac, să aduc să am 30 de lei. Mai pun un leu eu, mai aduc 10 lei. Asta, e, asta înseamnă bine. să cunoști mecanismele de finanțare, să cunoști modul de lucru a organismelor europene, a instituțiilor publice centrale, a instituțiilor guvernamentale, iar acest atribut, fără supărare, din cei care sunt în momentul de față, în eșicherul politic, la linia de start pentru diferite poziții administrative, eu le am. Ce să fac? Dacă le am acum să spun că nu le am, le am. Da. Nu sunteți modest. Dar spun adevărul. Da, dom... Știți că eu am, am un, un, un fost profesor de al meu care avea o vorbă și spunea, zice domnule dacă spui asta, asta nu se pară zice că, că nu ești modest. Zice domnule știi cum modestia asta trebuie avut grijă? Că de obicei modești sunt oameni care nu prea au ce să spună despre ei. Pentru că modestia poate să fie o calitate când îți lipsesc foarte multe altele. Da. E un mod de a mai mult spre logică, nu spre zona filozofică umană. Dar raționând într-un profil logic, are o anumită consistență. Dar nu intrăm în zona asta. Nu. Eu am vrut să spun că am anumite atribute pe care le pun la picioarele romanului pentru a-i asigura o dezvoltare rapidă. O să vă întreb o ultimă chestiune înainte de a pune punct acestei ediții, domnule deputat. E un mic scandal, o furtună, să zicem, în mediul online. A apărut o postare pe pagina Spitalul Municipal de Urgență Roman Oficial. Sunteți noastră în dialog cu o persoană aici. Am văzut mai multe comentarii critice. Știți despre această postare? Da, știu. E o chestie în care eu vorbeam despre Spitalul Municipal și atunci fiind o, o, o prezentare într-un mod pozitiv, cei de acolo au considerat o ca un fel de promovare a spitalului pentru întreaga așa zonă, au preluat și... așa au preluat o. Persoana respectivă este un consilier local, este medic și eram în subiecte legate de spital. Da, dar nu a dat absolut nimic din ce a spus acea persoană care e consilier candidat pe listă și e un performant, un om onorabil este și antreprenor în domeniul sănătății este și medic, stomatolog este un om de toată isprava, implicat și în comunitate, în diferite proiecte dar este o chestie în care eu spuneam absolut nimic politic, sub niciun fel de însemn politic, ci spuneam Comparativ despre ce am vorbit noi astăzi în emisiunea dumneavoastră, despre comparația între Spitalul din Roman și Spitalul Județean și spuneam că, într-adevăr, Spitalul din Roman, față de ceea ce oferă Spitalul Județean, este, este, mult, peste. este mult peste. Asta, e, asta a, e realitatea până la urmă. Ci mai asta am spus realitatea. Nu, nimic nu altceva, nimic de politică, nimic doar pur instituțional. Da, și eu, cu niciun semn politic asupra mea. Da, eu nu doresc nimănui să ajungă la spital, fie din Roma, fie din Piatra, dar dacă doamne... Să ajungă la spitalul ajung... județean. Da, doamne frește de spitalul județean. Trebuie să punem punct aici, domnule deputat. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ne revedem cu siguranță că mai sunt multe subiecte de discutat și de prezentat și de analizat împreună cu telespectatorii noștri. Așadar, vă doresc mult succes. Începe campania electorală. În curând, Mulțumim. Da, până atunci avem și niște sărbători, o sărbătoare importantă. Deocamdată să ne pregătim de sărbători că trebuie să exact. avem grijă de suflet și de spirit. Și din colo de această încleștare specifică campaniilor electorale, care va trece până la urmă și sunt convins că oamenii sub inspirația divină vor alege înțelept, vreau să-mi permiteți să urez romașcanilor mei să primească sărbătorile pascale în liniște, cu bucurie, în înțelegere și cu binecuvântare. Să-L primim toți pe Isus în suflet, pentru că El este mântuirea noastră. Și pildele lui Isus să ne fie pilde frumoase și nouă. Să ne iertăm unii pe alții, să fim mai buni unii cu alții, Dumnezeu să binecuvinteze romanul și pe romașcani. Da, punem punct aici, noi o să ne revedem așa că urările mele din partea pentru dumneavoastră vor fi săptămâna viitoare. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, la revedere, numai bine! La revedere! bye